Thailanda a depășit pragul de 10 milioane de vizitatori de la începutul acestui an, semn ce arată că turismul post-COVID-19 se redresează. Mai multe despre acest subiect voi discuta acum cu Florin Nino, blogger de turism. Bună dimineața și bine te-am găsit, Florin! Salutare din Aqaba, din Iordania. Nu sunt în Thailanda, chiar dacă mi-aș fi dorit să fiu în Thailanda, dar voi fi în Turcia, cred că într-o lună maxim. Ce are de oferit Thailanda? De ce ar trebui să o vizităm? Thailanda, soare în primul rând, mult soare, când la noi este frig și avem vreme rea, în Thailanda e vremea foarte bună. Locuri frumoase, prețuri mici comparativ cu ce avem noi în Uniunea Europeană. Și mai multe o să pot să vă spun de-abia după ce o vizitez. Deocamdată asta e ceea ce m-am informat legat de viitoarea vizită. Eu aveam în plan Thailanda și înainte de pandemie și aveam în plan să merg 2-3 luni acolo, dar a venit pandemia, mi-au schimbat planurile. Acum să sperăm că voi ajunge și voi sta cel puțin o lună acolo. Spuneai că costurile acolo sunt foarte mici. Care ar fi pentru o vacanță, de exemplu, de o lună pe care spui că o vei face tu? Acum depinde. Dacă mergi pe cont propriu, biletele de avion costă cel mai mult, în jur de 500-600 de euro maxim dus-întors. Iar acolo, pentru o lună de zile, poți să găsești cazare cu undeva cu 300-400 de euro să-ți închiriezi o căsuță cu o cameră și bucătărie sau două camere pentru o lună întreagă. Dacă mergi prin agenție, am văzut că tarifele sunt undeva la 800 și ceva de euro pentru o săptămână, zbor și cazare 7 nopți cu mic dejun. Cât timp crezi că va mai trece până când Thailanda va ajunge la numărul de turiști de dinainte de pandemie? Cât de căutată este această destinație, în special de români? Ținând cont că au ridicat restricțiile, au început să fie din ce în ce mai vizitați și cu siguranță vor fi foarte vizitați în perioada următoare. Iar românii, numai eu cunosc foarte mulți care... Cum s-au ridicat restricțiile în Thailanda, cum deja și-au luat bilete de avion și au plecat acolo. Mai cunosc și români care au rămas acolo dinainte de pandemie, nu s-au mai întors și au închiriat case și locuiesc și trăiesc acolo și lucrează de acolo. Deci românii își doresc să fie într-un loc unde e cald tot timpul. Florin, îți mulțumim mult pentru intervenție. Cu mare drag!